Încă puțin și bătălia pentru fotoliul de primar general se va încheia. În preajma turului 2 de scrutin, Natalia Ghețu i-a provocat pe cei doi aspiranți la șefia capitalii la o plimbare prin oraș. Deocamdată a acceptat invitația doar candidatul blocului acum, pe când socialistul a dat vina pe un program încărcat, însă s-a arătat disponibil să fie filmat imediat ce va dispune de timp. Așadar, reporterul TV8 i-a dat întâlnire lui Andrei Năstase în fața pieții centrale. Cât timp ne-ar lua ca această piață să fie o piață modernă? Și de unde vor fi aceste resurse? Resursele interne cred că sunt mai mult decât suficiente. În secolul 21, chiar și la piață, nu ar fi trebuit să fie... Știți ce cred eu? Eu cred că de-a lungul timpului, face o schimbă care în ultimii 4 ani de zile, piața centrală din Chișinău putea fi modernizată. Când ultima dată v-ați cumpărat sau dacă v-ați cumpărat vreodată vreun lucru, vreun obiect de la piața centrală? Am să vă spun, nu e nimic. Ultima oară, dacă îmi vorbiți despre un obiect, am să vă spun, mi-am cumpărat o pierie de asta de peptenat, pierie de peptenat. Folosiți? Eu. Prezența concurentului electoral în piață a stârnit atât laude cât și critici. La ieșirea din piață, problemele au fost cu nemiluita. O barieră pentru ca să oamenii să nu parcheze este acest scaun. Dar cu gunoiul ce facem? Bineînțeles, o să-i rugăm. Fraților, cine vine de aici? Vedem tomberoane pline, vedem gunoi. Credeți, chiar credeți că un primar va veni și va lua gunoi de aici? Păi nu, ne așteptăm... Avem niște servicii de salubrizare care se vor ocupa de asta. Dar, vin pe parcursul zilei să ridice gunoi de aici? Vin. Și atunci despre ce vorbim? Trotuarul. Deci, ca să ajungi la piață... Ce bani, trotuar, nu de mine. Ulterior am mers prin centrul capitalei, pe bulevardul Ștefan cel Mare, spre primărie. Aveți frică când traversați trecerile pietoni? Mă uit în stânga și în dreapta, că așa m-am învățat la școală. Dar, bineînțeles, e o problemă foarte și foarte mare. Oamenii noștri mor, știți, pietonii noștri, sau unii mor cel mai mult, cu treceri de pietoni. Nu în altă parte. Păi dacă mașina este parcată chiar lângă trecere. O problemă. Iată, uitați, aici este semn, da? Iată, acolo este un semn. Iată, acum, ceea ce trebuie să se întâmple, să vină cineva, să-i facă un proces verbal. Mașinile parcate pe pista pentru bicicliști l-a indignat pe candidat, care a și oferit o soluție pentru lupta cu șoferii nedisciplinați. N-avea voie să parcheze aici. Dar cum îi disciplinăm? Cum îi disciplinăm? Vă spun eu cum. La o sunață poliție. Să vă sesizez, da, vreau să vă sesizez. A avut ceva de spus și despre gheretele pe care le-a întâlnit în cale spre primărie. Cu aceste buticuri ce face? Bineînțeles că se poate. Totul trebuie de văzut. Aceste, și nu numai astea, nu numai buticurile astea, tot trebuie racordat la realitățile de astăzi. Am urcat apoi într-un troleibuz pentru a mai scurta din drum. Iar această fumigenă cu mărirea tarifelor este una electorală, făcută în mod special de către socialiști. Iată, să înțelegem, domnule Stați, că aici, în curând, pe acest bilet nu vom vedea prețul de 5 lei sau de 8 lei. E o manier că o plătiți aici de la primărie, la noi rar, ca cei de la primărie nu prea plătesc. Mm-hmm. Ajunși într-un final, în fața primăriei, Năstase își propune să o renoveze. Vă place cum arată primărie? Scuze-le așa, dacă vă uitați la intrare și atât. Așa ceva nu mai merge. Iată, colegii vă fac o fotografie. Unirea. Foarte bine. Păi vedem și că serviciul pază s-a parcat. Nu, păi stați puțin. Nu știu care este menirea, poate au venit la o urgență aici. Nu știu. Haideți să nu tragem concluzii pripite. Vedem semnul care interzice această parcare. Dacă ei au venit acum la o acțiune. A ținut să-i transmită un mesaj și lui Ion Ceban, în care a amintit despre mandatul său de primar, care, deși l-a câștigat acum un an, a fost validat abia acum. Îndemn să-și ceară scuze față de cei care m-au votat pe mine, cei 129.000 de oameni, pentru invalidarea votului cu suportul lui.